Mai vin călărășenii în magazinele fizice? Din fericire pentru noi, mai vin călărășenii în magazinele fizice, cel puțin în ale noastre, în primul rând datorită calității materialelor pe care le avem în magazin și diversitate foarte mare. Cât de des vin doamnele în magazinele fizice? Din fericire, noi avem ceva nou în fiecare săptămână și datorită acestui lucru, doamnele vin destul de des. Ne calcă la fel de des cum aducem noi marfă, la fel de des ne calcă și clientele pragul. Există perioade în care doamnele vin mai des să facă cumpărături, nu știu, 8 martie, 1 martie sau Crăciunul? Cele mai mari vânzări sunt în perioada evenimentelor, că avem diversitate mare la rochii de ocazii și costume de bărbați, dar și de Paște, de Crăciun, de 8 martie, la fiecare eveniment unde e nevoie ca doamnele să poarte ceva nou. Ce categorie de vârstă achiziționează cel mai des produse vestimentare? De la cele mai tinere, pentru că avem produse și tinerești, până la cele mai în vârstă, în funcție de cât de cochete sunt. Cum sunt prețurile magazinele fizice față de cele în mediul online? Mai mici, mai mari? Prețurile magazinele fizice sunt mult mai mici. Asta pentru că avem mai puțini angajați, nu investim bani în marketing. Ce avantaje sau ce dezavantaje au magazinele fizice față de cele în mediul online? Dezavantaje nu au. Nu există niciun dezavantaj în magazinul fizic. Sunt numai avantaje. În primul rând, poți proba produsul. În al doilea rând, poți verifica materialul, calitatea lui. Oamenii ies la plimbare în magazinele fizice. E o formă de mișcare, de relaxare. De ce preferați să achiziționați produse vestimentare din magazinul fizic și nu din mediul online? Nu știu. Nu știu, mie îmi plac mai mult. Adică mi se potrivesc. Vă place mai mult faptul că puteți proba, verifica calitatea sau? Da, și calitatea și că pot proba. Mie îmi plac. Vi se pare o diferență de prețuri? Nu. Eu nu m-am uitat așa la preț, dar e mai calitativ. Și ați încercat vreodată să achiziționați din online? Mai îmi fac copii. Eu nu mă pricep. Și s-a întâmplat vreodată să nu vă vină produsul sau să nu vă placă sau returnează? Da, se returnează, da. Mai mult încălțăminte. Îmbrăcăminte nu, că nu eram sigură la mări. La mări. Da. Faceți cumpărături de pe internet? Ca toată lumea. Cred că da. Oamenii de vârsta noastră toți fac, nu? Ce achiziționați cel mai des? Produse vestimentare? Sau? De toate. Și în ceea ce privește articolele vestimentare, de unde preferați să cumpărați? De pe internet sau din magazinul fizic? Eu personal fizic, pentru că vreau să probez. Da, soția mea mai face. Fizic și eu. Soția? Da. Și când ați cumpărat de pe internet, da? Ați avut probleme în ceea ce privește mărimea sau calitatea produselor? Am avut. Și la mărime, la culoare. Și ce ați făcut în acest caz? Le-am dat retur sau le-am păstrat? Nu mai m-am complicat.